Câteva mii de tineri romano-catolici din întreaga Moldova au participat la celebrarea Zilei Tineretului la nivel diecezan. Evenimentul a avut loc în parohia romano-catolică Sfântul Iosif Muncitorul din Buruienești-Neamț. La Marea Sărbătoare au sosit aproape 3.000 de tineri din 96 de parohii ale diecezei pentru a asculta mesajul episcopului, pentru a se ruga și a cânta împreună. Este ceva extraordinar. Sunt mândru că Ziua Tineretului se organizează anul acesta la noi în sat și, nu știu, un sentiment pe care nu l-am mai simțit vreodată. Sunt implicată în diferite activități, sunt vicepreședinte la sectorul tineri Acțiunea Catolică și încerc să reprezint sectorul tineri, îmi place să fiu alături de ei, să mă încarc de la ei, să învăț și totodată să fiu un reprezentant al lor în momentul în care urc pe scenă sau prezint anumite proiecte sau inițiative. Este un prilej minunat pentru mine să mă întâlnesc cu vechii mei prieteni pe care îi văd foarte rar și cu aceste ocazii, cu Zilele Tineretului, am ocazia să îi întâlnesc din nou și să îi îmbrățișez. Momentul central al zilei a fost liturghia prezidată de Preasfințitul Petru Gherghel, episcop de Iași, care i-a îndemnat pe cei prezenți să mediteze la tema anului din mesajul Sfântului Părinte. Ne bucurăm de iubirea Lui ca să putem iubi. Și acest mesaj este pentru toți, dar într-un chip deosebit pentru tineri. Pentru că tinerii sunt capabili să aibă o asemenea iubire, care apoi se îndreaptă spre lume. Cum știu că sunt iubiți de Dumnezeu, ca să iubească și ei. La celebrare a participat și înalt preasfințitul Ioan Robu, arhiepiscop și mitropolit de București, care a ținut cuvântul de învățătură în cadrul liturghiei. Nu trebuie să uităm rădăcinile pe care le avem prin familiile noastre, prin cultura credinței și cred că am perceput bine și atenția lor și reacția lor. Crucea tinerilor și icoana Maicii Domnului, preluate anul trecut de la Onești, au fost purtate de către tinerii din Buruienești în procesiune și au fost predate la finalul liturghiei tinerilor din parohia Frumoasa Bacău, unde se va organiza întâlnirea tinerilor în anul 2017. Ziua Tineretului la nivel diecezan este o mare sărbătoare anuală, dar și o pregătire a tinerilor pentru Ziua Mondială a Tineretului, care se va desfășura la Cracovia, în Polonia, în luna iulie.